Nicolae Ceaușescu ar fi împlinit astăzi 99 de ani. Fostul dictator a rămas viu în amintirea multor români care încă mai tânjesc după vremurile comuniste. Este și cazul edilului din Stejari, Robert Păiuș, care, din auzite, pentru că avea doar 2 ani la Revoluția din decembrie 1989, consideră că era mai bine sub comunism. La zi aniversară, primarului a adus un omagiu dictatorului. Tovarășului președinte Nicolae Ceaușescu îi aduc un mic omagiu de a-l comemora în ochii celor care cred că azi cu siguranță îl regretă și sper să pot ajunge și anul acesta la el ca în anii anteriori. Sper și îmi doresc din tot sufletul ca într-o zi să renască tot ce tu ai clădit. Știu că este imposibil, dar știința chiar a progresat și poate te vor reîncarna. A scris primarul din Stejar pe pagina sa de socializare alături de o fotografie realizată la mormântul dictatorului. Poza a fost făcută anul trecut la cimitirul Ghencea, acolo unde fostul conducător își duce somnul de veci.